că aceste greutăți în care trecem în lumea în care trăim, în viața noastră, greutăți, suferințe, răspundere, probleme, toate acestea sunt făcute crucea noastră. Dar dacă ne gândim că Mântuitorul Iisus Hristos și-a purtat crucea până la moarte, și-a asumat-o până la moartea pe cruce, înseamnă că și noi, și pentru noi, purtarea crucii înseamnă și asumarea faptului că vom muri, pregătirea pentru acel moment, dar nu trebuie să intervine ca o surpriză, ceva neașteptat sau ceva înfricoșător. Purtarea adevărată a crucii de către creștini înseamnă și faptul că frica de moarte nu mai are putere asupra lui. Este dispus să primească moartea pentru credința lui, așa cum au făcut Sfinții Mucenici. Și se cuvine să spunem lucrul acesta, mai ales în vremea pe care o trăim, dominată de frica de moarte, de la începutul crizei acestei pandemii, marea majoritate a oamenilor sunt tetanizați de frica de moarte, îmbolnăvire, suferință, moarte. Pentru aceea sunt dispuse renunțe la drepturi și libertăți fundamentale, să asculte vorbește niște autorități care nu dovedesc ca o grijă cu adevărat de oameni. Este un lucru foarte trist. Ne arată cât de mult s-au îndepărtat creștinii de aceste cuvinte mântuitoare ale lui Hristos, pe care le auzim de mai multe ori pe an la Sfânta Evanghelie de la liturghie. Deci, asta la cruce înseamnă a-ți asuma și toată că ești viitor pe moartea României și să te pregătești pentru acel moment. Să-ți asumi și faptul că s-ar putea să vină asupra ta persecuții de tot felul. Și iată, persecuțiile nu încetează de un an și jumătate, ci doar se transformă, capătă alte forme. Iar de săptămâna aceasta, deja sunt oameni, mii și mii de oameni care și-au pierdut locul de muncă în Franța, în Italia, pentru că au refuzat să vaccineze medici, asistente medicale, infirmieri, personal medical, și care, prin această nouă lege, au obligativității vaccinării personalului medical, iată, au rămas fără loc de muncă, au rămas fără salarii, de fapt. Pentru că legea nu le-a dat voie să-i concedieze, dar le-a oferit salarii pe termen limitat. Deci, prigoana aceasta din Occident, care era o prigoană soft până acum, mai mult sau mai puțin, iată, devine o prigoană dură, privarea de mijloacele de subsistență. Și atunci de cum ești o întrebare legitimă? Dacă e adevărat că vine valul 4 sau ca și venit, și că numărul persoanelor bolnave de COVID-19 a crescut. Cum își pot permite sistemele sanitare din aceste țări să renunțe la serviciile prețioase ale unui număr considerabil de medici și de personal medical atunci când e cel mai mare nevoie de ei? Ne dăm seama încă o dată că nu este motive sanitare sau dezmintă față de populație, am îndemnat autoritățile să aplice astfel de legi. Am vorbit cu medici și le-am spus, nu are niciun sens. Și sunt niște decizii politice de tip dictatorial. La fel și ca pentru pașaportul sanitar, care ar produce acea discriminare dintre oameni, ură între vaccinați și nevaccinați. Asta pentru că și vaccinați și nevaccinați se pot contamina, se pot îmbolnăvi și pot muri de boala aceasta COVID-19. Și chiar se vede tot mai mult că vaccinații au poate șanse mai mari să-i contamineze. Cu poate mai mult virusul decât nevaccinații. Ce rost are să-i produci discriminare între ei? Să-i marginalizezi pe nevaccinați. Singurul scop poate să fie să-i pricoșesc pe aceia ca să se vaccineze. Acest atentat brutal la libertatea oamenilor în țările în
dinastia, are tradiție de decenii, de secole. Este extrem de îngrijorător pentru noi acest fenomen. Și desigur că această prigoană se răspânge în primul rând asupra creștinilor. Creștinii sunt primii care vor fi marginalizați, discriminați, urâți de ceilalți. Cum spune Mântuitorul, veți fi urâți de toți pentru numele Meu. Și atunci, desigur că luarea crucii capătă alte valențe. Devine mai greu să ții crucea. Trebuie să fii mai conștient de necesitatea acestui fapt. Pentru că dacă nu ne asumăm crucea, nu putem să urmăm lui Hristos, deci nu putem să fim cu adevărat creștini. Dacă să ne gândim la tot ce a suferit Mântuitorul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, la tot ce a suferit Sfinții Martiri, inclusiv martirii aceștia recente, în închisorile comuniste din România, ne dăm seama că suferințele noastre de astăzi sunt nimic. Sunt foarte mici față de ceea ce au avut ei de îndurat iadul pe pământ. Și prindem curaj dacă îi avem model. Asumarea crucii înseamnă și mărturisirea lui Hristos până la capăt. Refuzul compromisurilor în materie de credință și în materie de adevăr. E foarte important să mărturisești credința creștină ortodoxă. Este foarte important și să mărturisești adevărul într-o vreme dominată de minciună. Amintesc titlul acelei cărți pe care vă recomand, al lui Bob Drecker, scriitor american, convertit la ortodoxie, să nu trăim în minciună. Un creștin nu poate accepta să trăiască în minciună. El are datoria să mărturisească adevărul. Și în această mărturisire adevărului consistă luarea crucii, purtarea crucii. Să mărturisești adevărul și să-ți asumi riscul de a suferi persecuții pentru asta. Iată, deci, cât de actuală este Evanghelia de astăzi. Deci, încă o dată, ce spune Mântuitorul? Cel care voiește să vină după mine să se lepede de sine. În contextul de astăzi, lepădarea fricii de moarte, fricii de îmbolnăvire, fricii pentru viața de zi cu zi, fricii pentru că poți să pierzi câteva zile din viața aceasta care poartă pe cetea păcatului, să-și ia crucea sa, să mărturisească cu curaj adevărul și să-mi urmeze mie, să urmeze lui Hristos, să avem în permanență imaginea aceasta a suferințelor Mântuitorului pe cruce, în care le-a mântuit de păcat și de moarte. Că cine va vrea să-și mântuiască sufletul său, va pierde. Aici se numește că în limba greacă există un cuvânt care înseamnă și suflet și viață în același timp. De cine va vrea să-și mântuiască sufletul său, va pierde. Și mă vrea tot în adică să-și păstreze viața aceasta pământească și atunci va face compromisul pentru la lepădare de credință. Același va pierde și viața aceasta și pe cea veșnică și sufletul său. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela va mântui. Cine e capabil să își dea și viața pentru adevăr, pentru credință, acela va mântui viața veșnică și își va mântui sufletul. Și desigur, acesta este scopul nostru principal, prioritatea noastră absolută, mântuirea sufletului. Și ce-i folosește omul să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Poate să fie un om de bogat, să aibă cele mai alte funcții, să aibă putere, bogăție. Dacă își pierde sufletul său, nu-i folosește la nimic. Sau ce-a putut să dea un schimb pentru sufletul său? Nimic nu poate nu se dea pentru sufletul său schimb. Iar cine se va rușina de mine și cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, când va veni în slava Tatălui, și când omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Iată, Mântuitorul, condiția noastră, mântuirea noastră, relația de cuvânt cu El,
de curajul de a mărturisi, de a nu ne rușina de El, de a nu ne rușina de Hristos. Pentru că altfel și El se va rușina de noi care ești păcătoși, când va veni a doua oară în sala Tatălui Său cu Sfinții Îngeri, pentru judecata universală a oamenilor. Așadar, dacă vrem să avem răspuns bun la fricoșătoare judecata lui Hristos, când ne rugăm la Sfânta Liturghie, trebuie să pregătim acest răspuns bun din toată viața noastră, din atitudinea pe care o avem față de Hristos și de Evanghelia Sa. Să trăim în adevăr, să trăim în lumină. Aceasta este viața adevărată. Și adevărul va face liber, spune Hristos. Aceasta înseamnă viața adevărată. Cel care trăiește în minciună, frică, aceea nu este viața. Este un fel de agonie prelungită și nu merită trăită. Apoi a zis că e adevărat, vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor sta în moarte, până când nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Iată, e vorba de Sfinții Apostoli, în special cei care au asistat la schimbarea la față Mântuitorului pe muntele Tabor și care au înțeles că Mântuitorul este însuși Fiul lui Dumnezeu și a fi în prezența Lui, în lumina Lui, înseamnă să petreci în Împărăția lui Dumnezeu deja, aici pe pământ. Iubiți credincioși, iată deci cum Evanghelia de astăzi vine să ne arate și acest aspect spiritual după Duhovnicesc al crucii. Trei vremuri de prigoană, trei vremuri de mare frământare, vremuri în care suntem puși în fața unor alegeri fără precedent, de importanță fără precedent pentru viața noastră, pentru viața noastră veșnică, dar și pentru cea pământească. Să ne rugăm Mântuitorului să ne plineze, să facem alegerile bune și să ne insufle harul Său, să ne dea putere și curaj, căci acest curaj vine la Dumnezeu. Și dacă vom cere cu credință și cu inimă curată, Dumnezeu ne va da, ne va întări. Și veți vedea că niciun fel de privațiune pe care vă asumați, de jertfă pe care o faceți în numele lui Hristos, nu va rămâne nerespătită. Hristos vă va veni însuțit. Și atunci niciuna la un moment dat va înceta, adevărul va veni. Și atunci va fi momentul să ne bucurăm pentru că am făcut alegeri de cele bune. Vedeți cum deja încep să iasă la lumină adevărurile ascunse, suprești în acum, de mass media. Vedem cum o țară care s-a vaccinat peste 90% dintre locuitorii Israel are mari probleme de contaminare. Continuă să vaccineze, au ajuns la doza a patra deja și cu toate astea au niște rate de contaminare uriașă. Sunt deja țări care nu mai primesc pe cei vaccinați din Israel, cum este Suedia, de exemplu. De altă parte, în lumea medicală se vede tot mai mult că sângele celor nevaccinați devine tot mai prețios. Că și mai acesta poate fi folosit la transfuzii și la operații. Și asta înseamnă că sângele celor vaccinați nu este regulă. Prezintă riscul. Este un sânge modificat. Și știm că în sânge este viața omului. Știm importanța pe care o are sângele în teologie, în Sfânta Scriptură. De aceea ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos ca să ne sfințească sângele și trupul nostru. De aceea să nu ne lăsăm amăgiți, să nu facem gesturi imprudente doar pentru că suntem presați, înfricoșați de șefi, de autorități, să avem curajul să luăm deciziile bune pentru sănătatea noastră, să plătească și trupească. Mai ales cei care au avut răbdare până acum, care era în grădință, urmăm în pește, în demnurile venite prin toate canalele din mass media, și care acum avem lucrurile necesare și dovezile necesare
și că e cazul să așteptăm în continuare. Iubiți credincioși, iată, în această duminică după înălțarea Sfântei Cruci, încheiem și transmitul acesta împărătesc. Pentru cei care nu au fost mai la slujbă, amintesc că este vorba de aflarea Sfântei Cruci de către Sfânta Părăteasă Elena și înălțarea ei pe 14 septembrie 1935 în nou clădita tipărită apostolică a Învierii sau a Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când pentru prima oară credincioșii au posibilitatea să meargă, să se închină, să se rupe, să ude cu lacrimi crucea adevărată a Domnului Iisus Hristos pe care l-a fost răstignit. Vă amintesc ce spuneam și marți că nu trebuie să le vedem cu crucea un obiect de podoabă. Crucea nu trebuie purtată nici ca cercet, nici ca brățară, ea trebuie purtată la zis și nu ca un talisman, ca un corp bunel, ci în calitate de semn sfânt al puterii și învierii lui Dumnezeu, care ne protejește de cel rău. Și dacă în Biserica Ortodoxă ne închinăm des, facem semnul Sfintei Cruci foarte des. Este pentru că știm că diavolul nu poate suporta semnul crucii, pentru că amintește de felul cum a fost el biruit prin jertfa lui Hristos pe cruce, prin moartea și învierea Domnului. De aceea să cinstim crucea cum se cuvine, să o purtăm la gând, dar și în inimă, să ne luăm crucea cum vrea Mântuitorul în Evanghelia de astăzi și să urmăm lui cu credință, știind că va veni din nou pe pământ și va pune toate lucrurile în ordine, mai cu seamă în momentul în care răul se va mulți atât de mult, încât oamenii vor fi neputincioși să mai schimbe ceva. Deci, cum v-am mai spus, o vă repet, să trecem de la frica pandemiei la nădejdea parosiei a celui de-a doua venire a Mântuitorului Hristos și astfel vom avea în suflet o bucurie pe care nimeni nu va putea lua de la noi. Dumnezeu